La ce vârstă este bine să începi viața sexuală? Cum să înțelegi că ești pregătit sau pregătită? Este important, dacă ne referim la vârstă, să spunem că relațiile sexuale în Republica Moldova nu pot să fie consimțite de persoane care au o vârstă mai mică de 16 ani. Însă recomandarea ar fi ca acest lucru să se întâmple la vârsta majoratului, adică atunci când împlinești vârsta deplinii responsabilități pentru viața și sănătatea ta, adică vârsta de 18 ani. În așa fel, îți poți pe deplin asuma consecințele acestor relații. Pentru că este important să menționăm că atunci când doi oameni decid să înceapă relații sexuale, ar trebui să fie conștienți de ce îi place celuilalt, ce nu îi place celuilalt, care sunt metodele de contracepție pentru ca să putem preveni o sarcină nedorită. Cum să spui nu dacă nu ești pregătit sau pregătită să începi viața sexuală? A refuza este un lucru de multe ori mai important decât a accepta. Pentru că atunci când tu știi să refuzi, asta înseamnă că știi care sunt limitele și hotarele tale, peste care celuilalt nu-i permiți să calce. Când vine vorba de relații sexuale, a spune nu, asta înseamnă a da de înțeles celuilalt că la momentul actual tu încă nu ești pregătit sau pregătită. Și asta nu este pentru că așa va fi pentru totdeauna, ci pentru că la momentul actual așa este. De asta acest lucru ar fi bine să fie însoțit de un sincer și ferm nu, fără ca el să fie urmat de careva justificări sau explicații lungi. Și în felul ăsta, de fapt, îi dai de înțeles celuilalt că, la momentul actual, asta este răspunsul tău. Dar îl poți asigura că asta este răspunsul la moment. Și când va veni momentul potrivit, îi vei spune da. Însă până când este nu? Iar dacă cel care a auzit cuvântul nu te presează sau te amenință că te va lăsa sau că relațiile sexuale sunt un fel de dovadă a dragostei, ar fi bine să oprești această relație, pentru că cu siguranță pentru el sau ea nu sunt importante relațiile și sentimentele, ci sunt importante niște experimente sexuale pe care el sau ea vrea să le trăiască cu tine. Cât de reale sunt scenele din filmele pornografice? Filmele pornografice sunt în primul rând filme. Ori asta ar însemna că ele au un scenariu, în el se filmează actori și întotdeauna în spatele acestor scenarii există un regizor care le-a gândit. Din acest motiv, sunetele pe care le emit oamenii, mișcările, pozițiile, durata relațiilor acolo sunt toate regizate și în foarte rare cazuri oamenii care sunt acolo actori primesc cu adevărat plăcere. Din acest motiv, nu încercați să tratați filmele pornografice ca anumite lecții sau să încercați să reproduceți ceea ce vedeți acolo în viața reală, pentru că dacă veți trata partenerul vostru ca pe o persoană dintr-un film pornografic, adică ca de multe ori un obiect sau o persoană cu mai puțină importanță sau uneori veți aplica violență față de ea, este foarte puțin probabil că ea se va simți cu adevărat iubită și respectată. Discutați despre ceea ce vă place, ce nu vă place atunci când vine vorba de relații sexuale și în așa fel veți face relațiile voastre să fie cu adevărat apropiate și speciale. Ce se întâmplă cu băieții care află că vor deveni tați în adolescență? Probabil în primul rând îi trece o frică, o frică destul de mare și puternică, pentru că puțini băieți își imaginează că relațiile lor sexuale care se finalizează cu o sarcină este exact planul lor. Nimeni nu-și dorește acest lucru și de-aia se sperie foarte mult și mulți dintre ei părăsesc, pleacă, se fac nevăzuți, se ascund în tufari, în așa fel încât, de fapt, transmit că nu sunt pregătiți pentru asta. Se simt rușinați, de multe ori sunt blamați de ceilalți, uneori sunt impuși să facă anumite lucruri pe care nu și le doresc și foarte rar aceste relații devin relații cu adevărat de încredere. Să mai adăugăm un lucru. Relațiile sexuale în Republica Moldova care sunt inițiate cu o persoană care este mai mică de 16 ani pot fi urmate de consecințe penale, adică acele persoane care inițiază aceste relații pot ajunge la închisoare. Cum să procedăm dacă suntem supuși bullying-ului la școală? Bullying-ul este un fenomen periculos. De asta cei care se confruntă cu acest fenomen, adică sunt sistematic hărțuiți de către cineva sau de către un grup de disemeni, ar fi bine cât de curând să se adreseze unui adult responsabil din această instituție. Sau asta poate fi inclusiv părintele, care să-i povestească ceea ce se întâmplă. Pentru că un lucru care nu este spus la momentul potrivit poate să se agraveze și poate ajunge la consecințe mult prea complicate pentru sănătatea ta fizică sau sănătatea ta emoțională. Iar dacă nimeni dintre maturi și persoanele pe care tu îi ai în jurul tău nu se încadrează în persoanele de încredere, atunci poți apela la telefonul copilului 116 111.
De ce părinții uneori nu ne înțeleg și cum am putea să vorbim cu ei despre relații, simpatie și relații sexuale? Un motiv de ce uneori părinții ezită să discute sau să poarte conversații cu tinerii despre relații, simpatie, dragoste, relații sexuale, este pentru că ei singuri nu au fost la momentul potrivit sprijiniți de cineva de multe ori, nu au primit răspunsurile, au descoperit anumite lucruri singuri sau poate pur și simplu nu știu cum să o facă. O modalitate de a lansa aceste discuții este să îi întrebi pe părinții tăi despre relațiile lor la un moment dat. Adică să le pui întrebarea, cum v-ați îndrăgostit voi unul de celălalt? Cum v-ați întâlnit voi prima dată? Cum ați luat decizia să vă căsătoriți sau să fiți împreună? Ați avut momente în care ați vrut să vă despărțiți? Adică să te preocupi de experiența lor și să-i inviți pe ei să-ți povestească despre asta. Iar dacă nu se lasă provocați de orice întrebare sau ți este foarte frică, poți să încerci o tehnică care se numește întreabă și pleacă. Imaginează-ți că priviți un film împreună și vedeți acolo o scenă în care cineva se apropie de cealaltcineva și îi spune te iubesc, nu vrei să fii soția mea? Și tu poți aplici tehnica asta și să spui în felul următor. Mamă, dar tu ce părere ai despre asta? Și să pleci din momentul ăla. Și să te duci să-ți faci ceai. Și să o lași pe ea să se gândească sau să o lași pe tata să se gândească la un răspuns. Dacă totuși nu găsiți pe nimeni cu care ați avea suficientă încredere din membrii familiei să discutați despre relații, simpatii sau relații sexuale, o puteți face cu psihologul școlii, profesorul de la disciplina educație pentru sănătate sau oricare alt profesor de încredere sau să vă adresați la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor. Acolo veți primi cu siguranță răspunsurile de care aveți nevoie într-un mod confidențial și sigur.